cel care conducea experimentul. Dr. Davidson a mai adăugat: exersarea mentală are asupra creierului același efect ca antrenamentul de golf sau de tenis asupra îmbunătățirii performanței. Într-un interviu ulterior, Dr. Davidson a spus: am descoperit că mintea sau creierul antrenat diferă fizic de cel neantrenat. Acest experiment ne arată că, dacă funcționarea creierului se poate îmbunătăți, atunci ceea ce se schimbă este în mod esențial mintea. Să reflectăm puțin asupra implicațiilor acestui studiu. Dacă creierul este instrumentul impulsurilor de gândire conștientă și subconștientă, iar mintea este produsul final al creierului, atunci cine sau ce înfăptuiește schimbarea creierului și a gândirii? Gândirea nu poate modifica creierul, pentru că este produs la acestuia, iar creierul nu poate modifica funcționarea gândirii, pentru că este doar aparatul prin care operează mintea. În sfârșit, creierul nu poate modifica nici cum creierul, pentru că acesta este lipsit de viață în lipsa acțiunii unei forțe care să influențeze mintea. Dacă prin exercițiu creierul și mintea pot fi determinate să lucreze mai bine, putându-se dezvolta o capacitate a gândirii de a modifica funcționarea internă a creierului, atunci cine sau ce realizează schimbarea creierului și a gândirii? Răspunsul este acel cuvânt inefabil alcătuit din 11 litere și anume conștientul, concept care de mult timp îi șicanează pe cercetători. În ultimii 10 ani însă, oamenii de știință încep să includă subconștientul, conștientul, ca factor în multele dintre teoriile formulate pentru înțelegerea naturii realității. Fără a deveni prea mistici sau filozofici, conștientul este ceea ce dă viață creierului, este esența invizibilă a vieții care însuflețește creierul, aspectul nevăzut al sinelui, atât lucid cât și nelucid, conștient sau inconștient, care utilizează creierul pentru a capta gândurile pe care le fuzionează pentru a crea gândirea. Gândire, materie și altele. Cât timp am studiat neuroanatomie la facultate și pe durata doctoratului în chiropractică la Universitatea Life, am făcut nenumărate disecții pe creier. Repede mi-am dat seama că, neînsuflețit, creierul nu este decât o bucată de materie, un organ care, dacă e lipsit de viață, nu poate gândi, nu poate simți, acționa, crea sau schimba ceva. Chiar dacă este cel mai important organ de care dispunem, activ și necesar în tot ceea ce facem, modul în care gândim, ne comportăm, simțim, el are nevoie de viață. Este organul inteligenței, totuși doar un simplu organ. Cu alte cuvinte, nu se poate schimba singur, fără intervenția unui operator. Creierul este organul sistemului nervos central care are cel mai mare număr de celule nervoase sau neuroni reunite la oaltă. Când neuronii sunt în număr mare, atunci posedăm inteligență. Neuronii sunt minusculi, pe vârful unui ac ar încăpea aproximativ între 30 și 50 de mii. Într-o regiune a creierului denumită neurocortex, sediul conștientului uman, fiecare celulă nervoasă are posibilitatea de a se lega cu 40-50 de mii de alte celule nervoase. Într-o altă zonă, cunoscută sub numele de cerebel, fiecare neuron are un potențial de conectare cu până la 1 milion de alți neuroni. În figura 2.1 puteți vedea aceste două tipuri de neuroni. Creierul constă de fapt din vreo 100 de miliarde de neuroni conectați într-o miriadă de modele tridimensionale. Așa cum am aflat deja, diferitele combinații ale acestor miliarde de neuroni legați unul de altul, care se activează într-o succesiune unică, alcătuiesc ceea ce oamenii de știință numesc rețele neuronale. Când învățăm ceva sau trăim o experiență, celulele nervoase se adună și alcătuiesc noi conexiuni, lucru care ne schimbă în sensul propriu al cuvântului. Deoarece creierul uman permite crearea atâtor conexiuni între neuroni și pentru că neuronii pot comunica direct între ei,
Creierul este capabil să prelucreze gânduri, să învețe lucruri noi, să-și amintească experiențe, să manifeste comportamente și să facă speculații asupra posibilităților, și asta ca să ne referim doar la câteva dintre lucrurile care stau în putere. El este unitatea procesatoare centrală a corpului, motiv pentru care este instrumentul utilizat fizic pentru dezvoltarea conștientă a înțelegerii vieții și pentru susținerea subconștientă a vieții înseși. Să considerăm conștientul ca fiind entitatea care locuiește în acest biocomputer numit creier și îl ocupă. Este precum curentul electric care pune în funcțiune un calculator și toate programele acestuia. Creierul este dotat din construcție cu un sistem de echipament și cu sisteme de programare pe care conștientul le ameliorează și le folosește în mod curent. Conștiința ne permite să gândim și în același timp să ne observăm procesul de gândire. În mod obișnuit pentru noi, conștiința este conștiința de sine și percepția vieții înconjurătoare. Cu toate acestea, mai există un timp de inteligență care ne însuflețește, clipă de clipă, fără să aibă nevoie de susținerea noastră. Chiropracticienii numesc acest lucru inteligență născută, inerentă tuturor lucrurilor în aceeași măsură. Această filozofie susține de fapt că inteligența născută, care acționează prin intermediul creierului fizic, nu este decât expresia în organism a inteligenței universale. Iată de ce. Din cele aflate atât ca medic chiropractician, cât și ca ucenic al școlii Ramta, se pare că în conștiința noastră există două elemente. Unul dintre ele, pe care îl vom numi conștiință subiectivă, ne întreține voința și ne permite să ne exprimăm ca eu rațional, având propriile noastre trăsături și caracteristici. Această parte individuală, subiectivă a noastră, acest element al conștiinței, înglobează însușirile noastre unice, inclusiv capacitățile de a învăța, de a ne aminti, visa, crea, de a alege și chiar de a nu alege. Acesta ești tu sau sinele. Conștiința subiectivă poate ființa atât în corp cât și independent de acesta. La cei care trăiesc cu experiență de părăsire a corpului, complet lucis fiind, dar vânzându-și propriul trup întins în pat, conștiința subiectivă este cea lucidă independentă de corp. Din această cauză, conștiința subiectivă nu este corpul însuși, dar se folosește de acesta. Este identitatea noastră conștientă de sine. Pe tot parcursul vieții, ea este, în cea mai mare parte, localizată în interiorul corpului fizic. Celălalt element al conștiinței este inteligența care ne dă viață în fiecare zi, pe care o numim conștiință obiectivă sau subconștientă. Acesta este un sistem de conștiință separat de gândirea conștientă care, în ciuda faptului că este subconștient, este incredibil de inteligent și de atent. El este separat și de creierul care gândește, operând însă pe calea altor zone din creier, ca să mențină corpul într-o stare bună de funcționare. Având în spate conștiința obiectivă, care regizează spectacolul, creierul prelucrează milioane de informații automate în fiecare secundă, atât la nivel celular cât și de ansamblu, funcții care scapă conștientizării și constituie aspecte ale sănătății și vieții noastre cotidiene, pe care le considerăm zi de zi de la sine înțelese, sistemele care ne controlează inima, ne digeră hrana, ne filtrează sângele, regenerează celulele și chiar ne organizează ADN-ul. Pentru a realiza aceste funcții e nevoie de o conștiință grandioasă și nelimitată. Chiar dacă ni se pare că știm totul, această inteligență obiectivă cunoaște infinit mai multe decât sinele, este un aspect universal, fundamental al fiecărei ființe umane, indiferent de vârstă, sex, nivel de educație sau de cultură, religie sau poziție socială. Puțin sunt cei care se opresc vreodată să-i recunoască puterea, voința și inteligența. De fapt, este acel aspect al conștiinței care dă viață tuturor lucrurilor. Este o inteligență reală, cu energie sau forță măsurabilă, prezentă în toate lucrurile, obiectivă și constantă,
denumită și câmpul punctului zero, izvorul sau inteligența universală. Este izvorul care spulberă câmpul cuantic în toate formele fizice, forța vieții în sensul propriu al cuvântului. Fizica cuantică este de-abia la începutul măsurării acestui câmp de potențialități. Ca ființe umane, dispunem de ambele elemente ale conștiinței. Posedăm un conștient, o luciditate, ca manifestare a conștiinței subiective și existăm pentru că suntem conectați la forța vitală care este conștiința obiectivă. Dispunem de voință ca să alegem calitatea vieții pe care o dorim, dar există în același timp o inteligență superioară care ne dă viață și ne permite să o folosim în fiecare clipă. Știința a ajuns acum să înțeleagă că, de fapt, tot ceea ce este fizic și dumneavoastră și eu deopotrivă nu reprezintă decât vârful unui imens iceberg. Întrebarea e ce forță le ține la oaltă și corelativa, cum intrăm în contact cu ea. Ca să spunem așa, creierul are dotarea necesară pentru activarea ambelor niveluri de conștiință. Fără conștiință, creierul este inert și lipsit de viață. Atunci când conștiința este activă prin intermediul creierului uman, așa cum susține școala Ramta, produsul final se numește minte. Mintea este creierul aflat la lucru în acțiune, mintea apare atunci când creierul funcțional este însuflețit. Nu există conștiință fără expresia fizică a vieții prin intermediul unui creier funcțional. Mintea este deci produsul conștiinței care manevrează subtilele și variatele țesuturi nervoase ale creierului. Ambele niveluri specifice de conștiință animează creierul pentru a crea mintea, noi dispunând de două sisteme diferite care funcționează în creier, astfel că posedăm mintea conștientă și pe cea subconștientă, întrețesute în două sisteme cerebrale diferite. În mod corespunzător, creierul este dotat și el cu două sisteme generalizate distincte, echipate cu partea mecanică adecvată pentru activarea celor două tipuri de conștiință. Conștientul este localizat în neocortex, în coronarea creierului, centrul voinței. Aceasta este centrul gândirii conștiente din creier, în care se înregistrează tot ce învață individul, toate experiențele sale și în care se prelucrează informația. Dispunerea conexiunilor celulelor nervoase din creierul fiecăruia îi face pe indivizi diferiți și unici. Aveți capacitatea să fiți conștienți de sine, să vă conștientizați acțiunile, gândurile, comportamentul, ce simțiți, mediul și propria minte, să vă exprimați gândurile și ideile. Proprietățile invizibile de autoreflecție, autocontemplare și autoobservare definez experiența subiectivă a sinelui. Când spunem despre cineva că și-a pierdut sau recăpătat conștiința, înseamnă că persoana respectivă părăsește sau se întoarce la un nivel de ființare, conștient de sine, trăia și dispunând de amintirea conceptuală a sinelui. Toate acestea sunt gestionate de neurocortex, creierul cel nou. Să mai discutăm puțin despre aspectul conștient și cel subconștient al minții. Mintea conștientă ne face capabili să prelucrăm gânduri și informații conștiente. Această minte se poate cunoaște pe sine, se poate conceptualiza, își poate da seama de ea însăși, se poate autopercepe. Este ceea ce înțelegem de obicei prin sine-eul. Prin intermediul voinței, partea conștientă din noi își poate concentra atenția asupra oricărui lucru. Acesta este privilegiul de a fi om. Știința chiropracticii și filozofia numesc acest lucru minte educată, care e prelucrată în cea mai nouă regiune a creierului, neocortexul. Părțile creierului care funcționează sub controlul subconștientului sunt creierul mijlociu, mezencefalul, creierul mic, cerebelul și trunchiul cerebral. În cea mai mare parte, aceste regiuni nu posede centri conștienți, operând totuși sub coordonarea inteligenței superioare la care m-am referit și pe a cărei listă de activități se găsesc nu numai mențiunea corpului în stare de funcționare, ci și o mulțime de alte lucruri.
Această conștiință superioară știe cum să întreține sănătatea, astfel încât să ne bucurăm de toate celelalte beneficii ale vieții. În figura 2.2 se poate vedea domeniile subconștientului din creierul uman. Ca să rezumăm, creierul este organul cu cel mai mare număr de neuroni organizați la oaltă. Cu cât este mai mare numărul de neuroni, cu atât avem de-a face cu niveluri de inteligență mai mari. Conștiința folosește creierul ca să prelucreze în mod conștient învățarea și experiențele pe care le transformă în impulsuri electrochimice numite gânduri. Deci, mintea este produsul creierului aflat în acțiune. Ea operează atunci când creierul este viu și realizează conștiința. Conștiința are două caracteristici specifice. Conștiința obiectivă este forța vitală, izvorul și câmpul punctului zero. Suntem cu toții conectați la câmpul respectiv, care ne dă viață prin intermediul creierului mijlociu, al cerebelului și al trunchiului cerebral. Aceasta este mintea subconștientă. Conștiința subiectivă, situată în neurocortex, este exploratorul, identitatea care învață și își dezvoltă înțelegerea pentru o manifestare superioară a vieții. Aceasta este mintea conștientă. Figurile 2.3a și 2.3b prezintă o schemă simplă care înfățișează cele două sisteme de operare ale creierului. Conștient subiectiv neurocortex, neocortex, gândire conștientă, conștient obiectiv, mezencefalul cerebral și trunchiul cerebral, gândire subconștientă. Odată ce am înțeles cum funcționează creierul ca să creeze mintea, ne putem avânta dincolo de hotarele confortabile ale lucrurilor deja cunoscute. Când vom fi capabili să ne unim mintea conștientă cu acea conștiință infinită, cu potențialul nelimitat, atunci vom dobândi accesul la un univers al noilor posibilități. Conștiința este singurul element care poate înțelege cum ne modificăm creierul și mintea. Este acel aspect nepalpabil al sinelui care determină creierul să producă mintea. Momentul de reală conștientizare, de luciditate, concentrare și prezență este cel al schimbării modului de funcționare a creierului, pentru a crea un nou nivel de conștiință. Când ne vom putea folosi mintea conștientă împreună cu cea subconștientă, vom deveni capabili să ne modificăm echipamentul biologic și să ne perfecționăm sistemele de operare. În momentul acela de fuziune a conștiinței, conexiunile din creier se pot reface. Scopul cărții de față este să formuleze întrebări, să ofere informații care să vă ajute să înțelegeți mai bine modul de interacțiune dintre creierul uman, minte și conștiința pentru crearea sănătății și a experienței personale de viață. Pas cu pas, cartea compune un model de lucru pentru înțelegerea miraculosului organului creier. Pe parcurs vom mai explora și unele dintre dovezile descoperite de neuroștiință referitor la modul în care creierul prelucrează multiple niveluri de conștiință și cum anume ne putem remodela conexiunile cerebrale. Mintea poate fi cu adevărat regândită. Din momentul în care înțelegeți acest lucru, poate că sunteți nerăbdători să vedeți cum se reflectă această regândire asupra sănătății, vieții și viitorului. În capitolul care urmează vom începe prin a descoperi câteva date despre funcționarea celulelor nervoase și modul în care se conectează între ele, vom discuta despre diferitele ramuri ale sistemului nervos și vom vedea variatele moduri de funcționare ale diferitelor secțiuni individuale ale sistemului nervos, astfel încât să ne păstrăm viața și sănătatea. Odată înțelese lucrurile de bază, ne vom putea lărgi cunoștințele în ceea ce privește modul în care sunt create conexiunile pentru a fi ceea ce suntem în momentul de față. După aceea ne vom regândi. Capitolul 3. Neuronii și sistemul nervos. O călătorie pe autostrada originală a informației. Și cel mai înapoiat școlar din zilele noastre cunoaște adevărul pentru care Arhimede și-ar fi dat viața. Ernest Renan.
Deoarece creierul face parte din corp, iar o importantă parte a corpului constă în apă, n-ar trebui să ne surprindă că și creierul este alcătuit în proporție de 75% din apă. Dacă este să ne referim strict la materia solidă, cele mai numeroase celule din corp sunt celulele gliale, al căror nume provine de la grecesul glia, adică clei. În cea mai mare parte, celulele gliale au rolul de suport, adică structural cât și funcțional, ele putând însă să servească și altor scopuri pe care oamenii de știință se străduiesc încă să le înțeleagă. În afară de apă și celule gliale, creierul constă în principal din celule nervoase numite neuroni, pe care până acum le-am numit mai ales celule cerebrale. Din multe puncte de vedere, neuronii sunt cele mai specializate celule și cel mai sensibil tip de țesut dintre toate sistemele biologice. Ele prelucrează informația pe care o transmit altor neuroni, declanșând astfel acțiuni specifice în alte zone ale creierului și corpului. Lucrul cel mai important este că neuronii sunt singurele celule din corp care comunică direct între ele, transmițându-și mesaje sub forma unor semnale sau impulsuri electrochimice. Neuronii, nu numai că sunt cele mai importante celule din componența creierului, dar reprezintă și elementul fundamental al sistemului nostru nervos, rețeaua complexă de structuri constând din creier, moduva spinării și nerv, care controlează și coordonează toate funcțiile corpului. Modul unic de comunicare între celulele nervoase este aspectul care îi conferă caracterul de specializare superioară și îl diferențiază atât de pregnant de orice alt sistem al corpului. Creierul posedă cel mai mare fascicul de neuroni din întregul corp. O felie minusculă de creier de mărimea unui grăunte de nisip conține cam 100.000 de neuroni. Aceștia sunt atât de compacți încât o porțiune de țesut cerebral uman de mărimea unei pietricele conține aproape 3 km de material neuronal pus cap la cap. Tot creierul nostru conține cam 100 de miliarde de neuroni, fiecare având mărimea unei fracțiuni de milimetru. Ca să vă faceți o idee despre numărul neuronilor, dacă ați număra până la 1 miliard câte un număr pe secundă, ați face asta timp de aproape 3171 de ani. Dacă ați putea pune una peste alta, 100 de miliarde de bucăți de hârtie, grămada ar ajunge la 8.000 de kilometri înălțime, distanța de la Londra la Los Angeles. Există și neuroni mult mai lungi decât celulele nervoase din creier. Unii se întind de la creier în jos de-a lungul moduvei spinării și au până la 1 metru lungime. Chiar dacă pot fi de lungimi diferite, în mod esențial neuronii funcționează la fel. Pentru a exemplifica unele dintre rolurile pe care le îndeplinesc neuronii în viața noastră, să ne închipuim că e dimineață, iar noi ne facem planul pentru ziua care începe. În vreme ce creierul alcătuiește idei despre lucrurile pe care va trebui să le facem în anumite perioade ale zilei, neuronii transmit informația electrochimică spre și dinspre diferite zone cerebrale. Informațiile trimise spre creier de neuronii senzitiv nu se referă numai la mediul înconjurător, pe calea văzului, auzului, mirosului, gustului, pipăitului și a senzorilor de presiune, și la mediul intern, transmițând inclusiv senzații de foame, sete, durere, temperatură și așa mai departe. Când decidem să ne sculăm și să ne apucăm de treabă, neuronii motori transmit impulsuri electrochimice dinspre creier spre corp, pe calea moduvei spinării, care ne pun în acord mișcările cu planurile mentale construite. Metoda generală de comunicare între neuroni este aceeași la toate ființele umane. Cu toate acestea, celulele nervoase sunt organizate în rețele sau tipare care dau formă comportamentului individual. Aceste rețele neuronale ne conferă o individualitate și unicitate specifice. Componentele arborelui neuronal. O celulă nervoasă tipică seamănă cu un stejar iarna lipsit de frunze, comparație mai potrivită pentru anumiți neuroni decât alții. În acea parte a arborului în care ramurile mari converg în interior înspre trunchi se găsește nucleul sau corpul celular al neuronului.
Ca și nucleele tuturor celorlalte celule și nucleul celulei nervoase, conține informație genetică numită ADN, cea care coordonează fabricarea proteinelor necesare structurii și funcționării celulei. ADN-ul din celulele nervoase este aproape același ca ADN-ul oricărei alte celule din corp, cu excepția globulelor roșii din sânge care nu conțin ADN. Ceea ce diferențiază un tip de celulă de altul este manifestarea activă a doar câteva gene specifice. Când exprimă o genă, celula produce o proteină specifică legată de o anumită funcție. De exemplu, o celulă musculară va produce proteine specific musculare care alcătuie structura țesutului nostru muscular. Ceea ce face ca o anumită celulă să fie celulă nervoasă este faptul că exprimă o secvență de ADN ușor diferită de cea a celulei musculare sau tegumentare. Un alt aspect care diferențiază celula nervoasă de alte celule este structura sa externă. Neuronul are două tipuri de prelungiri, cunoscute și sub numele de neurite, care pleacă din corpul celular în direcții aproximativ opuse, așa cum se vede din figura 3.1. Trunchiul arborului neuronal este o fibră lungă numită axon. Toți neuronii au un singur axon. Lungimea acestora variază între o zecime de milimetru și 2 metri. Dacă priviți în josul trunchiului sau axonului, se pot vedea niște terminații asemănătoare unor rădăcini numite terminații axonice. Să privim acum în susul trunchiului să ne imaginăm ramurile mari ale acestui corp celular sub formă de arbore, întinzându-se tridimensional în exterior în diferite direcții, îngustându-se în ramuri mai mici care se divid mai departe în rămurele ca niște degete.